Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Biserica Agape este o zi specială de Paște. Sărbătorim ca în fiecare an, din nou astăzi, sărbătoarea Paștelui. Mă uit la scaunele goale, dar vreau să cred că sunteți acolo, în spatele camerei. Și Hristos cel înviat e astăzi printre noi și printre voi și printre noi toți, pentru că îl iubim și pentru că credem în El. Vreau să fac o scurtă cronologie, să trec în revistă scurt evenimentele Paștelui, așa cum le-am înțeles, cum le-am reușit să le schițez eu. Și mi-am făcut aici o listă, puțin un zusammenfassung la tot ce înseamnă Paștele, ce înseamnă Paștele pentru Israel atunci și ce înseamnă pentru noi Paștele astăzi. Și vreau să extragem câteva lucruri importante pentru noi, lucruri de viață, lucruri care pentru noi să rămână importante pentru și relevante astăzi. Începem cu sărbătoarea Paștelui din Israel. Paștele este considerat cea mai veche sărbătoare a creștinismului. Are undeva la peste 3500 de ani deja. Și reprezintă legământul lui Dumnezeu cu poporul Israel, și anume eliberarea israeliților de sub robia egiptenilor. Și la punctul următor, ce înseamnă Paștele, o să vedem în detaliu ce a fost exact atunci. Cuvântul acesta Paște înseamnă a trece peste. Paștele face referire la momentul în care Dumnezeu a dus nenorocirea asupra egiptenilor prin faptul că întâi născuți au fost nimiciți atunci, în acea noapte. Pentru că Dumnezeu vorbește și instaurează această sărbătoare a Israelului acolo în Egipt și spune lui prin gura lui Avram, a lui Moise. Și vorbește copiilor lui Israel să taie un miel sau un ied, în funcție de ce posibilități avea fiecare familie, și ușorii ușii erau unși cu sângele acestui miel. Iar îngerul lui Dumnezeu, îngerul morții, când a venit atunci, a trecut peste casele israeliților și a plecat mai departe. Și a dus groaza în poporul egiptenilor. Și acela a fost momentul decisiv când Israelul a fost eliberat. Este un moment crucial pentru istoria Israelului și pentru noi astăzi. Cum era sărbătorit atunci Paștele în Israel? Mai întâi se aducea jertfă. Fiecare familie își făcea rost de un miel. Neapărat trebuia pregătit un miel sau un ied, cum spunea, după posibilități, iar în ziua Paștelui era tăiat. Ce însemna pentru Israel atunci ziua Paștelui? Din câte m-am documentat, ziua Paștelui începea seara dinainte, sau ziua înainte. După apusul soarelui deja se considera ziua Paștelui, astfel că pe timpul nopții era pregătit și mâncat și mâncat și apoi și a doua zi. Împreună cu turte nedospite și ierburi amare era servit acest miel în familia întreagă. Părinții foloseau această oportunitate ca să transmită copiilor din generație în generație apoi ce înseamnă Paștele, ce a însemnat Paștele pentru ei, ce importanță are acest Paște, și totodată îl prezenta pe Dumnezeu Jehova copiilor și generațiilor mai departe. Cred că este un moment bun, și fac aici o paranteză, ca fiecare din noi cu aceste ocazii să transmitem generațiilor după noi ce este Dumnezeul nostru pentru noi, ce a însemnat, ce înseamnă această sărbătoare din nou și pentru noi astăzi. În timp, israeliții au schimbat încet această sărbătoare și vedem deja pe vremea lui Iisus că începeau să meargă tot mai des să sărbătoreze Paștele la Ierusalim. Și cu ocazia acestei sărbători la Ierusalim îl găsim și pe Domnul Iisus la Ierusalim, în preajma sărbătorilor acolo, și împreună cu ucenicii el instaurează o nouă sărbătoare acolo la Ierusalim, cina cea de taină, care o găsim în Luca 22, de la capitolul 19 și 20. Puțin vreau să amintesc, mai scurs, să trec în revistă repede cele două elemente, pâinea și rodul viței. Pâinea simbolizează trupul lui Hristos jertfit, iar rodul viței este legământul cel nou. Dacă odată legământul cel vechi a fost instaurat acolo în Egipt, prin tăierea acelui miel, prin aducerea acelei jertfe, și Hristos a cruțat și a trecut mai departe peste Israel și a salvat Israelului, Hristos instalează aici o nouă lege, o nouă sărbătoare. Este un legământ nou care Dumnezeu l-a făcut
nu doar cu Israelul, ci pentru noi astăzi și datează și pentru noi astăzi. Este legământul cel nou, de care și noi azi beneficiem. Hristos, Paștele nostru, spune, a instaurat prin acest legământ nu doar salvarea israeliților, dar și a întregii omeniri, glorie Lui. Iar ultimul punct, jertfa lui Hristos și învierea. Sărbătorim astăzi învierea. Pentru că omenirea să poată beneficia de acest nou legământ, a fost necesar ca Hristos să ia asupra Lui tot păcatul omenirii, să pătimească și să moară la Golgota. Mă gândesc că dacă se încheia totul aici, prin moartea lui Hristos, cred că rămânea o poveste în timp, de care probabil doar israeliții, dacă își mai aduceau aminte. Dar Hristos a înviat din morți. El a înviat din morți, glorie Lui, și e viu. El a înviat. Și cred că aceasta este speranța care rămâne peste generații și ceea ce ne face să mergem mai departe, pentru că noi trăim un Dumnezeu, un Hristos înviat. Amin. Prin învierea lui Hristos a fost, de fapt, instaurat legământul cel nou de salvare al omenirii. Iar astăzi trăim prin Hristos. Amin. Vreau să pun aici câteva întrebări. Ce înseamnă astăzi pentru tine și pentru mine învierea lui Hristos? Mă întreb, cât mai conștientizăm noi importanța învierii? Pentru că cei care s-au întâlnit atunci cu Hristos după înviere au fost transformați. Și aici amintim pe Maria, în primul rând, pe Maria Magdalena, care plângea la mormânt. Vine Hristos și o întreabă, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Găsim această relatare în Ioan, capitolul 20. Aceste cuvinte, ea crede că e grădinarul și știți evenimentele, știți lucrurile, cum spune, Domnule, spune unde l-ai pus. Dar al doua întrebare, Hristos îi se adresează pe nume, îi spune, Marie. Când spune Hristos acest lucru, Maria conștientizează că este rabunii. Rabunii, îi spune Maria. Vreau să știi astăzi că Hristos se adresează pe nume, direcție și mie. Nu uita asta. Avem un Hristos personal care a murit și a înviat pentru noi. Și dacă conștientizăm acest lucru, El e lângă tine tot timpul și nu te va lăsa. Amin. Al doilea lucru, de frica iudeilor, ucenicii erau cu ușile încuiate. Dar Hristos apare în mijlocul fricii să aducă pace. Le spune, pace vouă. Învierea lui Hristos a dus pace în inimile oamenilor. Hristos a venit să aducă pace. Pace și în pandemie, pace și în criză. Și prin orice situație ai trece, Hristos este lângă tine să aducă pace. Nu uita asta. Când Hristos este cu tine, ai pace. Te încurajez, rămâi astăzi în Hristos. Amin. În Ioan mai găsim că atunci când ești eliberat de frică, în Ioan 20, de la versetul 19 până la 23, găsim câteva lucruri care se întâmplă atunci când ești eliberat de frică. Și spune Hristos acolo, vin să aduc pace, vin să aduc bucurie, iar apoi torn din Duhul meu cel Sfânt peste tine. Aleluia! Trăiește în pace, fratele meu. Iar astăzi este o zi de bucurie în care vrem să celebrăm învierea lui Hristos. Vrem să cântăm cântece de laudă și de biruință la adresa Lui, pentru că El e viu. Și vreau să ne bucurăm. Este o zi de bucurie. Bucură-te astăzi de învierea lui Hristos. Rog pe Andy să ceară binecuvântarea Domnului pentru acest timp, pentru acest timp de închinare, cântări care vrem să le înălțăm la adresa Lui, iar apoi vom cânta. Amin. Allmächtiger Vater, wir kommen vor dir mit Freude an diesem Sonntagmorgen. Mit Freude im Herzen kommen wir vor dir, weil der heutige Tag ein Tag des, ein Fest ist, ein Tag der Feier, ein Tag, an dem wir uns zurückerinnern an das, was passiert ist vor 2000 Jahren. Die Menschen waren getrennt von dir, die Menschheit war getrennt von dir. Jeder hatte seinen eigenen Schuldbrief, aber vor 2000 Jahren ist Christus gekommen, um diesen Schuldbrief zu zerreißen, um unsere Schuld auf sich zu nehmen und für diese Schuld zu bezahlen. Noch viel mehr, nach 3 Tagen ist er auferstanden. Auferstanden aus den Toten, er selbst. Auferstanden, um uns Hoffnung zu geben. Auferstanden, um uns eine Perspektive zu geben. Auferstanden, um uns eine Zukunft zu geben und uns zeigen, dass dieses Leben eines Tages vorübergehen wird, aber wir an ein Leben danach glauben, wir diese Hoffnung haben.
Ich möchte Danke sagen, dass der Tod nicht das Ende ist. Danke, dass wir dich persönlich annehmen dürfen, Jesus Christus, auch heute noch. Danke, dass du ein ganz persönlicher Gott bist und Retter. Jeden Einzelnen persönlich kennst du bei Namen und rufst du bei Namen. Danke, dass du gekommen bist, um Frieden zu schenken. Jedem Einzelnen persönlich, aber auch unseren Familien, unserer Stadt, dieser Welt. Danke, dass du gekommen bist, um uns Kraft und Mut zu geben, voranzugehen in diesem Leben, wissend, dass du Herr bist, weiterhin über alles. Ich möchte Danke sagen. Diesen heutigen Tag legen wir in deine Hände, singen du die Lieder, alles, was heute hier passiert, und singen du die Menschen, die zuhören, dass sie ein offenes Herz haben und die frohe Botschaft annehmen. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist nicht mehr bei den Toten. Lass uns gemeinsam seinen Namen erheben. Amen. Christus allem via. Și plânge, ar vrea să știe ce, dar iată o minune, Iisus înaintea ei. Ce mare fericire, rabunii zice ea, și noi în cer îi vom vedea. E viu, e viu.
Domnul meu e viu, e viu, în toată splendoarea te duce la fericire. Următoarea cântare spune: eu știu că m-ai mântuit, Domnul meu e viu, El e viu. Eu știu că m-ai mântuit, prin sânge sfânt m-ai iertat, Doamne, cred, da, eu cred. Toată rușinea mi-ai luat, Iisus, Tu m-ai vindecat, Doamne, cred, da, eu cred. Hristos, moartea înfrânt, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu. Eu știu că m-ai mântuit, Doamne, cred, da, eu cred. Toată rușinea mi-ai luat, Iisus, Tu m-ai vindecat, Doamne, cred, da, eu cred. Un steag voi scrie, moartea înfrânt, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu, Domnul meu e viu. Mi-ai luat povara, vreau să te nas și-n casa ta am să aștept să văd venirea ta. Domnul meu e viu, 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 Domnul meu. Hristos a înviat. E așa de frumos salutul ăsta încât mi-am permis să-l mai spun și o dată după Oli. Este minunat să fim, chiar dacă e mai altfel decât normal, în casa lui Dumnezeu și să sărbătorim această sărbătoare. Dar este important ca duhurile noastre să fie una și împreună să putem să ne închinăm Împăratului nostru, care și-a dat viața pentru noi. Textul din dimineața aceasta, care era programat, este așa frumos, din Ioan 17. Și aș vrea să-l citesc de la versetul 12 până la versetul 19.
când eram cu ei în lume, îi păzeam eu în numele Tău. Eu am păzit pe aceea pe care mi-ai dat și niciunul din ei n-a pierit afară de fiul pierzării ca să se împlinească Scriptura. Dar acum eu vin la tine și spun aceste lucruri pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. Le-am dat cuvântul Tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum și eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul Tău. Cuvântul Tău este adevărul. Cum ai trimis Tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Amin. Tema noastră de astăzi scrie aici așa frumos, sfințiți prin cuvânt. Și aș vrea scurt să vorbesc despre versetul 17 pe care spune sfințește-i prin adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. Să fie tema rugăciunii noastre, sfințenia, care este a doua lucrare a Harului, care trebuie să se întâmple în viața credinciosului, care este posibilă și este realizată de sângele și de jertfa Domnului, sau este posibilă doar prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și-ar vrea să ne uităm un pic în Sfânta Scriptură despre de ce este nevoie sau de ce este necesară sfințirea. În Genesa, în capitolul 1, versetul 26, apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră, el să stăpânească peste mări și peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate târătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu ne-a creat cu o natură pură ca să fim pe placul lui Dumnezeu. Problema care a apărut este că Adam și Eva au păcătuit, s-au ascultat de șoapta celui rău și din acel moment am ajuns să cunoaștem, întreaga omenire a fost depravată sau adusă într-un moment în care a cunoscut binele și răul pentru că a fost amăgit de cel rău. De aceea a fost nevoie și de jertfa Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce ca să fim răscumpărați și de aceea și noi avem nevoie ca să ne sfințim, ca să putem să fim plăcuți Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că de atunci avem această natură păcătoasă în noi și dintr-o familie, dintr-un soț, o soție sfinți, nu o să crească neapărat un copil sfânt, ci sfințenia trebuie să fie un proces care se întâmplă în fiecare viață, în fiecare inimă a celor care cred în Domnul nostru Iisus Hristos. Și mă gândeam că ce anume trebuie să înfăptuiască sfințirea în viața noastră. Când o persoană a fost sfințită, omul cel vechi, natura cea carnală, natura cea păcătoasă, nu mai domină peste acel om. Scrie în Evrei 13:20 și 21, Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic, legământul care spunea și Oli, este legământul celui veșnic, aici spune, a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, marele păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos, a Lui să fie slava în vecii vecilor.
Amin. Este așa de important să fim sfinți. Să avem o inimă curată, o inimă sfințită, să fim plini de bucurie. Era Pavel și Sila în Butuci și ei cântau erau plini de bucurie și nu înțelegea nimeni de ce sunt plini de bucurie. Rezultatul sfințirii este bucuria, este pacea. Păsările cerului ciripesc pentru că de asta au fost create. Stelele strălucesc pentru că Dumnezeu le-a creat să strălucească. Noi suntem creați ca să-i aducem slavă Lui. Să fim sfințiți, să ne sfințim prin jertfa Domnului Iisus Hristos de pe cruce. Și în ultimul rând, sfințirea aduce și unitate. În versetul 21, mă rog ca tot să fie un acum, tu, Tată, ești în mine și eu în tine. Ca și ei să fie una în noi. Domnul Iisus își dorea pentru noi o unitate perfectă. Acea unitate care exista între Fiul și Tatăl. Aș vrea ca în dimineața aceasta să ne rugăm ca Dumnezeu să ne sfințească și jertfa Domnului Iisus Hristos, sângele Lui pe care s-a scurs pe calvar pentru noi, de dragul nostru, să ne ajute să fim sfinți și bucuria mântuirii, bucuria aceea salvării, să fie peste sufletele noastre, în viața noastră și bucuria mântuirii să domine în noi și să se vadă și să se arete. Și acolo unde sunteți, hai să ne rugăm și să cer Dumnezeu să ne ajute să ne sfințim în fiecare zi și să fim plăcuți Lui. Amin. Tu din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Rabuni, tu din morți ai înviat, cu cel sfânt ne-ai împăcat. Ce fior adânc în suflet ne-a pătruns atunci când pe Golgota ai murit. Credeam că te-am pierdut pe cruce și-n mormânt, dar viață ești și veșnic neînfrânt. Rabuni, tu din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Rabuni, tu din morți ai înviat,
cel sfânt ne-ai împăcat. Lumina răsărit în sufletul trudit, când lepădat am fost și depătat. Nădejdea mea e El, o cât de minunat, din morți am înviat cu tine-o dat. Rabunii, tu din morți ai înviat, fii în veci glorificat. Rabunii, tu din morți ai înviat, cu cel sfânt ne-ai împăcat. Cum aș putea să tac, cum aș putea să fac, ca să nu spun despre iubirea ta. O lume întreagă aș vrea să creadă jertfa ta, și s-o îmbraci cu slava ta, cu slava ta. Slavă, aleluia, a înviat, aleluia, a înviat. Osana, aleluia, binecuvântăm, deci din casa Domnului, cu un frumos Hristos a înviat. Este sărbătoarea creștinătății, este sărbătoarea când în omenire sau în istorie a venit acel moment când Hristos care s-a născut, Hristos care a trăit, Hristos care a murit, a venit ziua când a fost înviat. Dumnezeu l-a înviat și este viu la dreapta Lui și avem onoarea de a fi copiii Lui. Vă salutăm pe toți cei de acasă, vă salutăm pe cei care sunteți aici, grupul de laudă și câteva persoane în sală, datorită faptului că această pandemie ne-a modificat mersul normal. Avem mai multe persoane care au fost identificați pozitiv și datorită acestui fapt nu ne vom aduna nici astăzi, nici duminica viitoare în sală publică în sală și după aceea vă vom anunța cum o să decurgă lucrurile. N-am vrea să ne facem vinovați de absolut nimeni, vrem doar să îl proslăvim pe Dumnezeu chiar și în forma aceasta. Aș vrea să fac câteva anunțuri și anunțurile acestea sunt următoarele. Prin harul și ajutorul Domnului, în fiecare zi de mâine, veți primi câte o motivație de rugăciune din partea unui lucrător a bisericii și la ora 20, în fiecare zi, avem plecarea genunchilor noștri și un timp de rugăciune în unitatea bisericii. Pentru cauze, pentru tot ceea ce dumneavoastră știți și într-un mod special pentru unitate. Apoi, duminica viitoare vor fi duminica Tomei, dar va fi
din nou online și în special vă vom anunța pe grup ce și cum vor urma lucrurile. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră, apelăm la dragostea dumneavoastră, apelăm în cât e cu putință să ai îndemen, cum spune nemțește, să împiedicăm răspândirea acestui virus și să ne ferim viața a noastră și a altora de aceste lucruri. De aceea aș vrea să țineți minte aceste lucruri. Grupul, îi mulțumesc pentru slujire, doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Urmează să fie o înregistrare prezentată cu verișorii Lavu, care vor lăuda pe Domnul cu o cântare și apoi vom intra în predica acestei zile. Amin. Yeah.
Mulțumim pentru această înregistrare, dorim ca Domnul să-i binecuvinteze și să fie și să rămână cu noi toți. Amin. Pentru evenimentul acesta am găsit cu cale să deschidem Scriptura pentru cei care o aveți și citirea acestui text din 1 Corinteni, capitolul 1, unde Apostolul Pavel vorbește de crucea, de propovăduirea crucii, de felul cum Dumnezeu lasă lucrurile să meargă. Și aș vrea să citesc din 1 Corinteni, capitolul 1, începând cu versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acesteia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciunea, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei ce sunt chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Amin. Tată, Doamne, te rog într-un mod special să binecuvintezi mesajul acestei zile, să ne îngădui, Doamne, să pricepem de ce este așa de important acest eveniment în viața noastră, ce s-a întâmplat acolo la cruce, care este ideea în această crucificare și fenomenele care au avut loc acolo. Și, Doamne, de ce ai ales crucea să fie modelul care astăzi să ne slujească nouă? Ajută-mă să pot vorbi ceea ce vrei Tu să vorbesc și ajută-mă să intru la inimile oamenilor, să înțelegem care este dorința Ta în dreptul acestui eveniment. Îți mulțumesc că vei fi peste robul Tău și vei fi cu noi. Amin. Dragii mei, am ales acest subiect pentru acest timp care îl avem aici împreună și pentru a intra în casele dumneavoastră și pentru a găsi cele mai clare sau unele din motivații și idei care le-am găsit și le-am asemănat cu componența crucii. Și Pavel, dacă a nominalizat această propovăduire a crucii, n-a nominalizat-o numai ca să fie scris acolo, ci a dat importanță acestui eveniment și acestui lucru. Și de aceea, pentru că este important, am găsit și eu de importanță, căci propovăduirea acestei cruci sau fenomenele care s-au petrecut sau lucrurile care eu le-am considerat în mod gândit asupra acestui eveniment, este tocmai această idee care dumneavoastră o cunoașteți și știți că cum este. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei care sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Și acest lucru este important pentru mine, este important pentru noi și este important pentru fiecare. Și acum aș vrea câteva lucruri care să le înțelegem. Căci ce s-a întâmplat, și titlul acestei predici l-am intitulat Întâlnirea de la cruce. Ce s-a întâmplat acolo în mod simbolic? După opinia mea, căci așa cum se văd cele trei cruci, nu știu dacă îmi pot spune o cruce mare acolo care am dat-o la Oli să ți-o transmită, ca să simbolizăm cât se poate de bine
aceste lucruri. Imaginea aceasta care ne dă și vedem acolo trei cruci care sunt puse în imagine și în imaginația celui care a făcut lucrul acesta era că era crucea lui Iisus și apoi cei doi tâlhari care erau crucificați lângă el. Era un obicei roman. Dar pentru noi care suntem pe calea și pentru noi nu este propovăduirea crucii o nebunie ca pentru ceilalți, ci pentru noi este extrem de important ca aceste lucruri să fie înțelese. Și așa cum privim spre crucile acestea, este partea de jos, de către noi, este aplicată și eu am numit că acolo la cruce au fost patru lucruri care s-au întâlnit. A fost răutatea oamenilor, a mea, a noastră, a omenirii din vremea aceea și a omenirii de după. A fost dreptatea lui Dumnezeu de sus către oameni, dar la mijloc s-a intersectat dragostea și cu iertarea. Și lucrurile acestea pentru mine sunt foarte, foarte, foarte importante. Și aș vrea să vedem ce s-a întâmplat în omenire. Probabil pentru noi este un lucru așa, cum să zic, ne-am născut în el și suntem născuți în el și avem imagine că, domnule, așa ne-am născut, așa credem, așa mergem. Nu! În vremea aceea, când Hristos a venit și când Dumnezeu a decis să vină mântuirea de la călcarea poruncii lui Dumnezeu din grădina Edenului, Dumnezeu a observat câteva lucruri la oameni. Și aș vrea să citesc din cuvântul lui Dumnezeu, nu să le auziți de la mine, ci să auziți din cuvântul lui Dumnezeu. Geneza 6:5 spune așa: Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Aceasta era starea omenirii. Și imaginați-vă viața violentă, absolut violentă, a vremurilor respectiv. Erau sub dominația romană, se găseau sub o asuprire romană. Și toate aceste lucruri s-au întâmplat pentru că în cadrul istoriei acestor lucruri, fiecare om, și găsim în Isaia, găsim în Vechiul Testament, găsim în Noul Testament, inclusiv crucificarea Domnului Hristos, datorită răutății, felul cum Iuda l-a vândut, felul cum au venit în grădina Ghetisman după el, felul cum l-au arestat, nu dovedește nici inteligență, ci dovedește decât răutate. Și răutatea oamenilor din vremea aceea, cruzimea societății din vremea aceea, era la o înălțime foarte mare. Dar dacă s-ar fi schimbat după acel eveniment, aș fi spus, da, ok, a fost un eveniment, o istorie scrisă atunci, dar oamenii s-au îndreptat de-a cursul vremii. Vreau să vă spun, urmăresc ca și dumneavoastră, nu s-a schimbat atitudinea firii pământești, nu s-a schimbat atitudinea oamenilor, ci așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, ei merg din rău în mai rău. Și observăm lipsă de moralitate, lipsă de cuvânt și așa cum Isaia descrie în capitolul 59, nu mai se spune adevărul, este doar adevărul pe interesul fiecăruia. Dacă se întâlnesc, am participat la aceste întâlniri de oameni de afaceri și nu sunt împotriva oamenilor de afaceri, să nu mă credeți, dar am urmărit un pic ca un om neutru ce se întâmplă. Fiecare are interesul lui și e gata să-l cumpere cu compromisuri. E gata să-l cumpere cu compromisuri. Deci, așa cum spune Isaia, nu mai se spune adevărul. Nu numai acolo, dar și între societatea
chiar și bisericească, chiar și de orice denominațiune sau de orice, se caută doar interesul. Și în dreptul acestei cruci, primul lucru care o putem simboliza la această cruce este răutatea, de jos în sus. Și observați, este partea cea mai lungă a crucii, pentru că istoria a fost scrisă în timp lung și acolo se îndreaptă răutatea oamenilor. E răutatea acelor criminali, e răutatea celor care astăzi devin criminali, nu neapărat că ia pistolul și ne împușcă sau fac crime de genul acesta, ci așa cum zice Ieremia, zice, hai să ucidem cu vorba. Și sunt oameni ucigași. Oameni ucigași și în zilele acestea, într-un mod special, nu sunt răutăcios, dar când intri în gura presei, ei ridică, coboară și n-au nicio milă. N-au nicio milă. Scriu unele cadre, sunt așa de răutăcioase descrise și lucrul acesta ne caracterizează, căci oamenii și răutatea lor se înalță de sus în jos, de jos în sus. Așa cum spunea și cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a uitat spre oameni și a observat căci pornirea inimilor lor era numai înspre rău. Am mai multe citate, dar am să le dau citire, doar câteva am să le pomenesc un pic între noi, datorită faptului că răutatea este însușire a persoanei în cauză care își atribuie sentimente negative lipsite de calități pozitive, care face în mod obișnuit neplăceri altora, atitudine incorrectă, necinstită, perfidie, necinstit, rău, intenționat, care exprimă, care denotă răutate, care este contrar binelui. Aceasta este starea de răutate a omenirii. Mă poți ajuta? Și de aceea, pentru că răutatea a ajuns la privirea lui Dumnezeu, la ochii lui Dumnezeu, la urechile lui Dumnezeu. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, în momentul acesta al crucificării, când Domnul Hristos era în curtea marelui preot și se aduceau învinuiri. Și spune așa cuvântul lui Dumnezeu, și permiteți-mi puțină imaginație, dar n-au găsit nici măcar una că s-au înfățat, s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă, au venit doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să zidesc iarăși în trei zile. Mă gândesc și îmi fac imaginea că s-au adunat acolo mulți martori mincinoși. A venit ăla, eu l-am auzit asta. Observați spiritul de mulțime. Spiritul de mulțime. Exact ca la fotbal. Chiar dacă nu este o fază normală, dar dacă unul strigă, toată lumea strigă după el. Dacă unul face ceva, toată lumea e gata să facă și să strige după el. Și în mulțime s-au găsit mulți martori mincinoși. Au venit și au încercat să-L denigreze pe Domnul Hristos, dar n-au găsit. N-au găsit învinuiri vrednice, pentru că nu erau. Dar pentru că evreii țineau extrem de mult la templu și ținând la templu, au venit la urmă doi și au spus, acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-L zidesc iarăși în trei zile, dar n-a fost așa. N-a fost așa. Ei au strâmbat adevărul în defavoarea Domnului Hristos, ci au adus aceste mărturii mincinoase împotriva Domnului Hristos. Și acolo răutatea se înălța către Dumnezeu prin acest soaie a crucii.
având câteva lucruri care aș vrea să mergem puțin mai departe. Eu am schimbat un pic slide-urile, dar aș vrea să observăm partea de sus a crucii, pe care am considerat că acolo era dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu vine de sus în jos. Și potrivit dreptății lui Dumnezeu, pentru forma creațiunii lui, pentru ceea ce l-a creat pe om, să poarte chipul și asemănarea lui Dumnezeu, omul a strâmbat acest adevăr și dreptatea lui Dumnezeu era incontestabilă. Ne aducem aminte acolo în Genesa unde scrie că oamenii au început să facă un turn, apoi Noe a construit o corabie, Dumnezeu a avut decizia luată, mai ales atunci când la potop, când a nimicit o parte imensă din omenire, au rămas câteva suflete, 8 la număr, deci dreptatea lui Dumnezeu era hotărâtă, era decisivă și n-avea cum să se confrunte creatorul cu creațiunea lui decât cel care l-a creat să fie învingător. Și atunci Dumnezeu, în bunătatea lui, și aș vrea să citesc câteva lucruri în dreptul dreptății lui Dumnezeu. Când vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, vorbim despre un principiu, principiu moral și juridic care cere să se dea fiecăruia ceea ce îi se cuvine și să-i se respecte drepturile, echitate, faptul de a recunoaște drepturile fiecăruia și de a acorda fiecăruia ceea ce îi se cuvine. Dragii mei, noi oamenii, așa cum au fost cei dinainte de Hristos, așa cum au fost cei dinainte de potop, așa cum au fost în momentul, vorbea despre Israel acolo când îi vorbește Dumnezeu lui Moise, am să-mi nimicesc poporul acesta, am să-l termin, am să-l elimin de pe planetă și din tine voi ridica un neam mare. Moise mijlocește, oamenii au fost răi dintotdeauna. Chiar dacă noi trăim într-o societate, să zicem, de o bună stare aparte și în zilele noastre este o educație specială și permiteți-mi să-i fac, totuși se învață de copii mici să fie bun, să fie dăruitor, să fie respectos, să facă anume lucruri și mai ales în generația noastră s-a perpetuat această învățătură din tată în fiu și în continuare. Acum egalitarismul acesta care se instalează nu mai au respect pentru că diavolul a văzut că nu este, când nu este respect față de tine, nu ai respect față de mine, nu am respect față de dumneavoastră. Și de aceea aceste lucruri s-au întâmplat pentru că așa au găsit Dumnezeu cu cale. Și era hotărârea lui Dumnezeu să vină la judecată cu creatura pe care a creat-o. Dar, în planul lui Măreț, a făcut un plan. Un plan care mie, personal, mi-a vorbit mult. Și dacă vorbim despre dreptatea lui Dumnezeu, despre care, dacă ne uităm în Psalmul 7 cu 17, eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea lui. Avea David acest motiv și m-am gândit la el. David, tu scrii aceste lucruri chiar când erai urmărit, chiar când erai prigonit, chiar când viața ți era în pericol. David cunoștea că Dumnezeu în originea lui este un Dumnezeu drept. Și ascultați ce spune mai mult cuvântul lui Dumnezeu la nivelul dreptății. Căci Domnul iubește dreptatea și nu părăsește pe credincioșii lui. Totdeauna ei sunt sub paza lui, dar sămânța celor răi este nimicită. Bunătatea și credincioșia se întâlnesc dreptatea și pacea se sărută. Și eu m-am gândit că dreptatea și pacea se sărută pe cruce, să se rute la cruce. Pentru că și acolo
a găsit Dumnezeu cu această dreptate și cu iertarea să se sărute pe cruce. Și dacă privim spre această cruce, dacă poți o pui încă acolo, are două brațe laterale. Sigur că modelul nu este gândit pentru a se bucura oamenii pe cruce. Modelul este pentru a-i chinui. Dar am gândit-o în realitate, dacă răutatea omului și dreptatea lui Dumnezeu s-ar fi întâlnit cu siguranță, Dumnezeu ar fi nimicit omenirea. Dar a găsit cu cale să aloce oamenilor o doză de dragoste extraordinară, o doză de dragoste unică. Și am spus, această parte din partea dreaptă este dragostea. Și acolo, la cruce, s-a întâlnit răutatea omului cu dreptatea lui Dumnezeu. Dar a fost acolo, așa cum am citit aici, căci bunătatea și credincioșia se întâlnesc, dreptatea și pacea se sărută, n-a fost unde să o realizeze decât acolo pe cruce. La întâlnirea dreptății lui Dumnezeu cu răutatea oamenilor a fost nevoie de o dragoste care este unică în istorie, care nu se poate asemăna. Și vreau să spun, nu numai pentru momentul acela, ci privim dinainte de tema aceasta și privim și după aceea. Și dinainte Dumnezeu a purtat de grijă omenirii. Și dinainte Dumnezeu le-a dat pâine în fiecare zi. Și dinainte au avut viață perpetuată prin nașterea de copii și gena umană a mers înainte. Chiar dacă răutatea oamenilor a fost mare, chiar dacă dreptatea lui Dumnezeu n-a avut răbdare în multe situații, dar în momentul acesta când a venit vremea aceasta a crucificării Domnului Hristos, aș vrea să privim spre această cruce. Acolo s-a întâlnit dragostea cu pacea, dragostea cu iubirea, dragostea s-a sărutat cu bunătatea. Când privim spre dragoste, vorbim de sentiment de afecțiune pentru cineva sau ceva specific. Sentiment de afecțiune față de oameni, iubire, a se topi de dragoste pentru cineva, ceea ce constituie obiectul iubirii cuiva. Dumnezeu ne vorbește în continuare și am găsit așa de multă dragoste în afectivitatea lui Dumnezeu de-a lungul vieții mele. Și atunci când n-am meritat-o, El mi-a dat-o. Și spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Ioan 3:16-17, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și spune în continuare în versetul 17, Dumnezeu într-adevăr n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Acesta a fost scopul cu care a intrat Hristos în istorie. Acesta a fost scopul în care Domnul Hristos în grădina Gătismani a putut rosti acest cuvânt. Tată, iartă-i pe Golgota. A scris, Tată, iartă-i pentru că cei nu știu ceea ce fac. Și această dragoste se perpetuă din generație în generație și ascultați-mă cu atenție. Această dragoste nu se va termina. Dacă citim în Cartea Corintenilor, profețiile vor dispărea. Credința va avea împlinirea ei la venirea Domnului Hristos. Dar dragostea va fi în cer, împreună cu cei care s-au străduit să trăiască o viață și să accepte mântuirea dată prin credință în Domnul Iisus Hristos. Prin această jertfă care oamenii n-au acceptat-o și nu sunt capabili să o accepte nici astăzi, nici nu sunt capabili să aibă recunoștință față de această jertfă unică pe care a adus-o
Domnul Hristos în lumea noastră și permiteți-mi să privim spre aceea cruce care ne simbolizează, căci acolo, la cruce, răutatea omului, dreptatea lui Dumnezeu s-a întâlnit cu dragoste. Și apoi, nu numai că s-a întâlnit cu dragoste, s-a întâlnit cu următorul fenomen, după ce s-a întâlnit cu iertarea. Pentru că dacă într-o parte avem dragostea, dragostea este cea care acoperă o sumedenie de păcate, citim în cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbim despre iertare, vorbim a scuti pe cineva de o pedeapsă, a trece cu vederea vina, greșeala cuiva, a nu mai considera vinovat pe cineva, a scuti, a dispensa pe cineva de o obligație. Acest lucru nu s-a putut întâmpla decât prin dragoste. Punea cineva întrebarea căci unde era Dumnezeu când a murit Fiul Său? Vreau să vă spun, tot cuvântul lui Dumnezeu ne răspunde. Era în Hristos Domnul. Și acolo era și plângea pentru vina ta și pentru vina mea. Acolo era într-o chiparea dragostei. O dragoste care iartă, care a scutit pe oricine de o pedeapsă. A trece cu vederea vina, greșeala cuiva, a nu mai considera vinovat pe cel vinovat. Permiteți-mi să fac o asemănare. Răutatea, dreptatea lui Dumnezeu și pe orizontală, pe orizontală găsim dragostea lui Dumnezeu și găsim iertare. Dacă Pavel a găsit cu cale să vorbească despre propovăduirea crucii, care pentru neamuri este o nebunie, dar pentru noi nu este o nebunie, ci acolo la cruce s-a realizat unirea cerului cu pământul. S-a realizat și s-a anihilat păcatele celor care sunt gata să creadă că într-o zi ca astăzi Hristos a înviat din morți. Care sunt gata să creadă că într-o zi ca vineri, Hristos a fost crucificat și i s-au bătut cuie în palme și a suportat vina fiecăruia dintre noi și n-a blestemat omenirea, n-a rostit cuvinte de ocară, ci a stat și a vorbit clar omenirii și a stat înaintea lui Dumnezeu în aceea suferință, spunând, Tată, iartă-i! Căci ei sunt inconștienți de fapta care o săvârșesc. Ei nu au cunoștință și recunoștință față de ceea ce sunt eu, de ceea ce este Dumnezeu. De aceea, pentru că a dat iertare, Iisus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat pe părinții noștri, ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător. Dar așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor. Există un moment în viața fiecăruia care vrea și repet, care vrea. Dumnezeu a făcut partea Lui. Domnul Hristos pe cruce a făcut partea Lui. Dumnezeu își dovedește dumnezeirea Lui și iubirea Lui unică, veșnică și o dovedește pentru totdeauna. Condiția e, eu să cred, să accept că în jertfa Lui pot să fiu iertat. Și așa cum spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, să se lase cel rău de calea Lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile Lui, să se întoarcă la Dumnezeu, care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu obosește iertând. Dragii mei, când se unește dragostea, într-un mod special când se unește dragostea și stă și Dumnezeu nu trece peste ea, ci privește prin aceea dragoste pe cruce, spre mine și spre tine. Și chiar dacă viața noastră a fost rebelă, chiar dacă viața noastră nu a fost cum trebuie, avem un Dumnezeu
care nu obosește iertând. Avem un Dumnezeu care dreptatea Lui a fost oprită la cruce, care răutatea omenirii a fost oprită la cruce. Pentru că crucea aceasta, stâlpul care merge pe verticală, a fost întrerupt de orizontala dragostei și a iertării. Și acum, pentru că sunt sărbătorile acestea pascale, aș vrea să ne luăm timp să fim mai buni și nu numai acum, de acum încolo. Egal că va fi altă sărbătoare. De acum încolo. Să ne luăm angajament. Și vă rog, nu vă angajați față de mine. Vă rog, angajați-vă voi față de voi. Am avut un șef și cu aceasta am să închei. Am lucrat cu el și nu știu ce a văzut el la mine. Bun, era mai în vârstă ca el. Dar a început să mă simpatizeze și m-a simpatizat și la un moment dat el avea o viață dublă, o viață umblând cu mine, adică eu cu el, că el era șeful meu și așa a fost constelația, lucrând în fiecare zi acolo. Am drăznit să-i vorbesc de bunătatea lui Dumnezeu, de judecata lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu. Și vine într-o zi la mine. Zice, Ștefan, uite-te bine la mine. Mi-am jurat mie să-mi schimb viața. Mi-am jurat mie să nu mai am două telefoane. Mi-am jurat mie să fiu și să rămân credincios soției mele. Până atunci era în fiecare seară în altă parte, pentru că el locuia aici și casa lui era în altă parte. Frații mei, dacă vă veți jura voi vouă că vă veți schimba, și nu numai acum de Paști, nu numai acum dacă va fi Crăciunul, nu numai de Rusalii, nu numai de sărbători unice, ci în fiecare zi să fim mai buni. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a demonstrat dragostea Lui. Pentru că Dumnezeu a pus pe cruce, pe singurul Lui Fiu, în care, potrivit mărturiilor la botezul în apa Iordanului, a spus, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc toată plăcerea. L-a pus pe cruce și avem un Dumnezeu care nu obosește iertând. Și acum, în momentul acesta, în dreptul tău și în dreptul meu, acest Dumnezeu privește spre dragostea care a fost pe cruce. Privește spre obiectul iertării care a fost unic în forma lui în istorie și nimeni nu poate schimba lucrul acesta. Nimeni nu poate schimba lucrul acesta. Dragii mei, aș vrea să vă las cu sărbători binecuvântate. Dar să nu uităm că la cruce, acolo s-a întâlnit răutatea ta cu dreptatea lui Dumnezeu. Dar în loc să fii nimicit, a venit dragostea și iertarea. Pe cruce, acolo, pe partea dreaptă, și așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu în Matei 25, căci într-o zi Dumnezeu va despărți cum desparte păstorul oile de capre și va netezi, va schimba aceste lucruri. Așa se va întâmpla într-o zi în istorie, când Dumnezeu și Domnul Hristos a spus și a spus clar, Dumnezeu în Ioan 3:17, Dumnezeu n-a trimis pe Fiul Său să fie judecată lumea prin El, ci să fie mântuită. Crede căci ai ocazia să schimbi viața, atitudinea, cât și pocăința ta. Haideți să încheiem această slujire publică aici, adică online. Vreau să ne ridicăm și să rostesc o rugăciune de mulțumire înaintea lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Tată, Doamne, vin să-ți mulțumesc pentru harul care mi l-ai acordat de a sluji bisericii tale, chiar în forma aceasta. Te rog, într-un mod special, alungă pandemia de pe planeta aceasta. Nu îngădui ca să fim nimiciți de ea și nici obosiți de ea, ci dă-ne înțelepciune
călăuzire, protecție, pentru că ești Dumnezeu care scrii cu noi conținutul istoriei și Tu ne-ai spus că ești un Dumnezeu care nu obosește iertând. Dacă ai trimis această plagă peste omenire datorită neascultării, a încăpățânării, a răutății oamenilor, te rog, Tată din ceruri, privește spre cruce. Acolo unde oamenii, răutatea oamenilor l-au înălțat pe Iisus Hristos, Fiul Tău, și lasă ca dragostea să ridice această pandemie. Să ridici Tu ca Dumnezeu această pandemie și să nu mai fie. Te rog, binecuvintează-ne Tu, binecuvintează-ți Biserica Agape, pe fiecare la casele lor, dă ca această sărbătoare să aibă binecuvântarea Ta cerească. Îți mulțumim, ne închinăm, te lăudăm și ne încredințăm în brațul și în iubirea Ta. Protejează fiecare familie. Amin. Vă mulțumim pentru urmărirea, vă mulțumim celor care ați slujit astăzi. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze și să fie cu noi toți. Amin. Salutări familiilor dumneavoastră, salutări celor dragi ai dumneavoastră și Domnul să vă dea sărbători fericite. Hristos a înviat!